exemplu, care susțineau că au fost violate. Da. Și când le vedeai vorbind de către Nicu taximetristul, da? Când le vedeai vorbind, ai fi jurat, vorba lui Mărculescu, ți-ai fi dat o mână că au dreptate și au picat testul. Nu, amândouă. Nu se punea problema mea. Au picat testul amândouă. Da. Nu, Dane, nu. Mă rog. Nu, deci nici nu... N-am, okay. Până la, n-am, nici până cel, la n-am nici acele... cel mai mic trac, n-am nicio problemă. Dacă eu mă cer, cât aș fi nebună să cer eu de atâtea ani, de atâta timp, să cer eu așa ceva, adică aș fi anormală, aș fi sinucigașă, ca să zic așa, să fac așa ceva. Vom vedea. Eu spun că am văzut surprize, știi? Nu, eu și, din... Adică eu nu trăiesc din măgării. Eu sunt convins că nimeni nu este nebun la cap, nu, să știe nu, că nu minte pot. Și să duce nu. La adică detector. Ar fi adică culmea. Este circ. Să stai craca de sub picioare singură. Mi-am mai tăiat-o eu de câteva ori. Repet, da. S-au mai văzut cazuri. Până vom vedea răspunsurile și interpretările lor la acest test, hai să pornim cumva cu începutul poveștii. Păreau că lucrurile, deși apropiații voștri și ai lui și ai tăi știau că lucrurile nu sunt închise în mai avem sufletul două vostru, procese mai aveți și două procese leagă, care vă leagă, mai aveți și amintiri care tot. Vă leagă, mai aveți și ani frumoși care vă leagă, mă rog, dar dincolo de asta, problema voastră nu era închisă. Nu era se știa în cercurile voastre de prieteni. Pentru telespectator părea că lucrurile s-au așezat și am să-ți pot și dovedi. Există... Ce te-a făcut să redeschizi? Imediat. Deci pentru mine, eu am dovezile clare. Voi ați participat la o ședință foto pe care am făcut-o eu pentru o firmă a cărei imagine sunt. Și acolo i-am mărturisit unei colege de-ale tale de la Antena 2 că nu am nimic cu el. Asta s-a întâmplat, cred că cu o lună și jumătate în urmă, ceva de genul ăsta. Că mi-aș dori să putem să ajungem la un numitor comun, să ne întâlnim pe stradă, da. Să putem să ne luăm brațe, exact, să ne iau brațe, normală, ce faci, băi, păpe, ție bine, ție nu știu ce. Bineînțeles, adică mi-am pus sufletul pe tavă. Bineînțeles, Dane, că a spus că el n-are nevoie, adică a răspuns așa, în stilul lui caracteristic. Era în perioada în care era frustrat de faptul că păi poate ce... să simțea înșelat. Și poate că e de înțeles, că nu vroia o apropiere imediat atunci. Dane, cu timpul păi poate reușea puțin, să ajunge păi la... Păi asta e cu o lună jumătate, el încă era frustrat. Deci înainte să zic că asta... Bine, deci acum o lună și jumătate, repet, la o ședință foto, pe care am făcut-o și la care am venit... Da, mă gândeam că tu ai mai făcut și atunci. Nu, deci vorbim acum, recent. Din nou îi lansez sol de pace acestui individ, homo sapiens, ca să zicem așa, și spun, hai mă să terminăm, hai mă, și renunț și eu la procesul cu dicoturi, hai să terminăm, că e prea urât, e, știi cum e prea mult, e prea ca la țară, e prea... Ei, l-am emis un mesaj? Nu, prin intermediul, deci prin... Am înțeles, se înțelege, pentru că s-a scris în presă că i-am trimis mesaje pe telefonul mobil. Nu, eu de mai bine de 3 ani și ceva, nu știu, de atunci, de când încă nu părăsisem domiciliul conjugal, eu nu i-am mai trimis lui niciun mesaj. Deci să excludem un pic ipoteza că i-am trimis ați lui mesaj. În perioada. Nu, i-am trimis mesaje prin intermediul mass mediei. Bineînțeles că s-a strâmbat ca de obicei, m-a persiflat, nu știu, zic, bă, e dacă ești săran, ești săran, n-am ce să-ți fac, asta e, cel puțin zic eu, știu că sunt o fată fină și ai din punctul meu de... Da. Și nici nu mai auzit vorbind de el, nu credeam. N-am mai atacat, nu m-am mai interesat. Mai mult de atât, o să vin în sprijinul celor afirmate de mine și spunându-ți că, sunându-mă acest domn care mi-a dat această veste cu copilul de care vorbim, nici măcar ne-am salvat numărul de telefon. Și vreau să fac de mai multe ori deci, pe această cale apel a venit vorba, la acest... Acuzațiile tale acum, atenție, noi, la acest sunt domn, că Pepe ar avea un copil. Nu sunt acuzațiile mele. Mă rog, eu vreau să-l rog pe domnul care nu mai prin știu gura ta cum îl cheamă să mă contacteze de urgență pe, pe telefonul pe care m-a sunat. Da. Că-l știe. Îmi cer scuze că nu i-am salvat numărul de telefon și nu sau am dat curs întâlnirilor, sau poate la 1272, pentru că atât de tare mă interesa să-i fac rău și viața lui Dane, încât ce crezi? Nici măcar nu i-am salvat numărul omului.